Ne-am întors, doamnelor și domnilor, în direct Dynamite Fighting Show 19, cod roșu de bătaie aici la Buzău. A fost un entertainment fight, ceva mai devreme, super reacție din partea publicului. Buzău, ca întotdeauna în top! Așteptăm acum coțul albastru, un luptător în vârstă de 26 de ani, Costas Tsotsos! Pregătim pentru o luptă cu adevărat explozivă. Îl vom vedea în ring pe Claudiu Prințul Bădoi. Acesta este adversarul lui Bădoi, Nicolaos Tsotsos, un grec din Atena. Meci la categoria semi-grea. Îl știm pe Prințul Bădoi, capabil de lupte fantastice. Ce knockout-uri am văzut de-a lungul timpului din partea lui Bădoi. În coțul roșu îl așteptăm acum pe Claudiu Bădoi. Explozie în sală, fanii îl întâmpină cu urale pe Claudiu Bădoi. A ajuns la 32 de ani. Da. Iată-l pe Claudiu Bădoi, care are propria sală acum, se numește Prince 5. Numele său de ring, Prince 1. A ajuns la 68 de lupte Bădoi până acum, 61 de victorii, 30 de knockout-uri, doar 7 înfrângeri. Îi salută Bădoi pe fanii lui. 80 de kilograme, 1,83 m înălțime, un total de 20 de meciuri susținute cu 17 victorii, 11 obținute prin knockout și doar 3 înfrângeri. Se antrenează la Krataios Gym, este antrenat de Costas Tsotsos. 20 de lupte din pentru... Athena, Elada, Costas, Nikos Ekeklaios Tsotsos! Iar în coțul roșu, un luptător în vârstă de 32 de ani. Adversarul lui Bădoi, Nikos Tsotsos. 1,75 m înălțime. 68 de meciuri susținute până acum, cu 61 de victorii, 26 de ani, 30 cu 6 ani mai tânăr decât Claudiu. Și doar 7 înfrângeri. Se antrenează la Prince Gym cu domnul Iulian Surlariu. Experiența este de partea lui Claudiu Bădoi. România, Claudiu the Prince Bădoi. Omul care a reușit cel mai rapid knockout în 2022 în căutarea unei lovituri magice și în fața acestui grec. A fost în top 10 mondial Nikos Tsotsos și ce dacă nu mă tem, și eu am fost campion mondial, nu sunt un ei ca nimeni, sunt capabil să-l înving și să fac un meci mare, spunea Bădoi înaintea acestei lupte. Ciocnesc mănușile cei doi, în imagine acum cu mănușii albastre Nikos Tsotsos, românul Claudiu Bădoi cu mănuși roșii. Da, îl vedem pe Nikos ducându-se în atac. Prințul cu zâmbetul pe buze, așa a început acest meci, zâmbește la adversarul său. Mare atenție la loviturile de brațele lui Claudiu Bădoi, foarte puternic, oricând poate să furnizeze un knockout Claudiu Bădoi. Puțin mai înalt adversarul său față de el. Nikos acum în atac, cu lovitura la corp trimisă, zâmbește Prințul, nu are nicio problemă la acea lovitură a grecului. Lovitura din întoarcere trimisă de Bădoi. Bună, oh, ce stângă trimite capul adversarului.
face pasul înainte, acum Bădoi ratează și trece printre curzile ringului. După ce a ratat acea lovitură, foarte bună deplasarea grecului care s-a retras. Stânga la cap trimisă de Bădoi. Se aruncă Bădoi în atac, acum aruncă acel croșeu de stânga, se ajunge însă în cele drumea cu spatele la adversar, îi face semn Cezar Gheorghe să nu se mai să întoarcă. Nicios, constituție de luptător pentru acest grec. Lovește cu locul pe interior acum grecul. Face pasul înainte și alunecă Claudiu Bădoi. Ce lovitură a încercat din săritură grecul și... Ce bine s-a ferit Bădoi. Era deranj mare dacă intra acea lovitură grecului. Bună dreapta grecului, un uppercut scurt trimis de Nikos. Se retrage puternic, da. Încearcă prințul pe contra-lovitură. Întoarcerea acum la corpul adversarului. La după doi genunchi foarte bun al grecului, excelentă lovitură. Are explozie în execuție grecul, are un timing foarte bun. Acum la lovitură de braț și la execuțiile cu genunchiul din săritură. O tehnică bună pentru Lipos. Bună dreapta lui Bădoi peste garda adversarului, pe pas înainte al grecului. Grecul a prins încredere în partea a doua acestei reprize și pune presiune, se apropie de adversarul său. Îl vedem activ pe Nikos, i-a spart nasul lui Claudiu Bădoi. Băi, ca acea lovitură cu genunchiul din săritură, două lovituri, două directe bune pentru Nikos pe finalul reprizei și se încheie primele 3 minute. Seară grea pentru prințul Bădoi în fața acestui grec. Vedem și aici ne atacă. I-a râs în față Bădoi adversarului. Vrând să-i demonstreze că nu l-a afectat în niciun fel loviturile sale. În acel moment în care Claudiu Bădoi a ajuns cu spatele la adversar. Așteaptă prințul să se rea meciul. Time. Fight. Suntem în repriza a doua. Început de lovitură, da. Fiecare vrea să arate că el este stăpânul în ring. Grecul însă ceva mai ofensiv lovește și la corp acum cu aceste lovituri. Da, a fost lovitură la capul cu dreapta puternică genunchi. Ușeu variat lovește grecul. Și stânga la corp, bună această dreaptă la cap încă o dată pentru grec după ce a arătat lovitura cu piciorul. Are nevoie de aceste încurajări Bădoi, trebuie să revină în luptă. Foarte tare a început Nikos și această a doua rundă. Încearcă lovitură prin întoarcere, Bădoi nu a avut distanță, s-a retras Nikos, lovește acum din nou cu brațele. Sunt momente în care este încurajat Claudiu Bădoi și încearcă să apropie de adversarul său să recupereze un pic din terenul pierdut. Oh, două lucruri puternice, bune aceste lucruri. Excelentă directa de dreapta a lui Bădoi. Vuietul tribunei îl poate ajuta să câștige această luptă. O luptă foarte, foarte grea pentru el. Vine Prosopul de la margine și se ocupă acolo Cezar Gheorghe de Claudiu Bădoi. Să vedem care este... Da, nu cred că are nasul rupt. Va continua meciul. S-a uitat foarte atent Cezar Gheorghe la Claudiu Bădoi. Luptător cu o inimă mare, Claudiu Bădoi. Nu cedează așa ușor. Inventează acea lovitură din întoarcere. Însă ce păcat, nu a lovit din prim. Mai încearcă încă una. Nu a avut distanță acum. Oh, dreapta puternică pentru Nikos. Claudiu Bădoi la așteaptă adversarul său. Încearcă să dezlănțuie acolo. Să găsească o lovitură bună. Foarte bine. Bună lovitura peste gardă. Dar revine grecul foarte bine. Deci, și a fost un genunchi puternic acord trimis de Nikos. Da. Și n-a fost primul. A încasat câteva astfel de lovituri. Bună dreapta, da. Bună dreapta puternică a lui Claudiu Bădoi.
bune lovituri trimise de Bădoi în aceste momente. Parcă i-au mai tăiat un pic din elan lui Nikos. Nu mai vine atât de agresiv peste Claudiu. A blocat și a luat bine. Exact, a fost un genunchi care a fost frumos executat de Nikos. Se apropie Bădoi, cu o stângă bună, încă una. Și acum o serie a lui Nikos, și Uper Cuturi, se retrage Claudiu. Da, Prințul are experiență și reușește să retragă din calea loviturilor primise de adversarul sau din nou în forțele ringului. A mai încasat o lovitură de la Greg, foarte bine răspunde cu brațul stâng. Încă dreaptă, cușul de stânga pentru Claudiu Bădoi, se lasă pe adversarul său. Ar trebui să stea mai mult acolo, să-l obosească un pic pe Nikos, să se aplece peste corzile ringului cu adversarul său. Stop. Da, se încheie această repriză, o repriză a doua foarte animată între cei doi. Da, își merită aplauzele Bădoi și Nikos Tsotsos. Cât de agresiv este grecul, vedem și pe aceste relori. Bune aceste tentative cu aceste lovituri din întoarcere pentru Claudiu Bădoi. Cine știe, poate îi va intra una din plin în această rundă. Ca un tăuraș s-a aruncat acolo Prințul Bădoi peste adversarul său. Aplauze puternice, încurajări puternice pentru Claudiu Bădoi. Are nevoie de multă susținere în această ultimă rundă. Și pleacă în atac Bădoi, riposta grecului nu se lasă nici măcar o secundă așteptată. Se închide bine Bădoi acolo, multe lovituri blocate. Da, pune presiune grecul, dar încearcă să răspundă Claudiu Bădoi. Stânga puternică la capul adversarului. Încearcă o frontală acolo grecul și o lovitură luată imediat în brațe de Claudiu Bădoi. Încă o stăgă bună a lui Nikos la capul lui Bădoi. Bună, încă o dată lovitură frumoasă pentru Claudiu Bădoi și din întoarcerea cu Meșulin. S-a cam aruncat cu capul înainte, probabil că asta o să, da, Cezar Gheorghe îi spune lui Claudiu Bădoi să aibă grijă, să nu se mai aruce capul înainte. Încearcă din nou genunchiul de săritură. A stat departe Bădoi, acum ce este în atac. Îl ia în brațe grecul, l-a simțit nervos pe Bădoi, l-a blocat. Vedeta că balceca din nou, Bădoi trece cu gheatul din stânga în față, aruncă și cu directa din spate. Da, este greșit, agresiv Nikos. Da, a obosit Claudiu Bădoi, se vede, da, pune presiune Nikos și în această repriză a treia, este cel care ține centrul ringului, încearcă să arunce o lovitură decisivă acolo Claudiu Bădoi. Se vede directe și vine cu acel genunchi din servitură, blocat însă grecul. Lovește la cort, urcă la cap Nikos, dezlănțuit în aceste momente. Poate ceacă în genunchiul, dreapta, puternic, în cap, genunchi, da. Stânga la cor, genunchi la cap, se închide Claudiu Bădoi, dar au fost, cred că, patru lovituri foarte bune pentru Nikos, care și-au atins sita și puternic în același timp. Mai puțin de un minut, hai Claudiu! Am văzut că este capabil de lovituri foarte bune și puternice. Am văzut ce răsturnare a avut Bordeanu în meciul cu Brancu. De ce să nu facă și Claudiu Bădoi un final electrizant? El nu a fost dominat acum așa cum a fost în acel meci. Este o situație diferită, însă îl vedem acum că suportă presiunea pe care o pune acest grec.
Îl așteaptă Claudiu Bădoică, adversarul său, direct pe dreapta, bună pentru Nicos, luat în brațe acum. Ultime secunde din această luptă cu Nicos Totos în atac. O dreaptă încă o dată bună pentru Greg. Uppercut, se încheie meciul. Brațele pus pentru Greg în semn de victorie. Se îmbrățișează pe doi. Claudiu Bădoi a luptat până la ultima picătură în acest meci împotriva lui Nicos Totos din Grecia. Au sosit și scorurile de pe funcție de arbitraj. Dezlănțuit aici grecul. S-a retras capul, iată cum s-a ferit din cauza, din calea acelor lovituri trimise de Bădoi. Nicos Totos cu steacul Greciei pe umeri. De Victor Carapcea. Doamnelor și domnilor, după trei reprize de acțiune în Dynamite Fighting Show, în acest super fight de semigrea, avem un câștigător. În urma unei decizii unanime, colțul albastru, Nicos Ekenlaios Totos! Victorie pentru Nicos Totos și Claudia din cap aprobator, se încă recunoaște victoria grecului. Recunoaște superioritatea pe care a avut-o grecul, a da. Fost omul care a avut multe lovituri și a ținut centrul ringului. Știu că nu e o decizie bună, de fapt e bună. Vă așteptam să câștig eu. Îmi pare sincer foarte, foarte, foarte rău, ceea ce nu știe Cătălin. Eu, mâna stângă e ruptă, de asta nu pot să mă bat. Am rupt-o cu o săptămână înainte și n-am vrut să strig meciul, să pice un meci din gală. Dar o să-mi iau revanșa și vă mulțumesc pentru susținere. Cu respectul meu pentru Cătălin și pentru toată organizația. Buzău, să-i aplaudăm pe cei doi protagoniști ai acestui super fight de semigrea.